Bun găsit la Field the Markets, emisiunea zilnică pe care o dedicăm piețelor financiare. Suntem live, suntem în formulă de 3, căci alături de noi se află astăzi Marius Alexe, investitor pe piața de capital. Salut, Marius! Salut, ne-am regăsit! Evident că vom vorbi, cum vă anunțam și ieri, despre BVB și mai ales despre piața euro și avem multe, multe subiecte, dar nu putem să nu începem cu cifra zilei, cifra săptămânii, cifra lunii. Spuneți-i cum vreți, iată, rata anuală a inflației în Statele Unite a scăzut și a scăzut mai mult decât se aștepta, 8,5% de la maximul ăla de 9,1% și lună de la lună suntem pe zero, practic s-a menținut în aceiași parametri. Veste bună, să vă zicem, pentru piețe. Activele riscante cresc într-o primă fază, dolarul se depreciază foarte mult și cum s-a apreciat la NFP, așa se depreciază Tiberiu. Până la urmă, iată că ne cam așteptam cumva și a venit și efectul de bază în socoteala asta. Ne cam așteptam și cred că, de fapt, am impresia că vroiam să ne așteptăm să vină cât mai repede scăderea asta. Da. De fapt, cam asta era intenția noastră a tuturor. O surpriză plăcută, aș putea spune, din raportul privind evoluția ratei inflației din Statele Unite. 8,5 ăsta față de 9,1, sub previziuni care erau de 8,7. Acum am văzut că scăderea a venit în principal de la prețuri mai mici la combustibil, tarifele aeriene, biletele de avion, se pare că au mai scăzut puțin. Am văzut că și pe parte de îmbrăcăminte și costurile pentru sistemul educațional din Statele Unite. Acum nu mai dau procente pentru că le știm, tot ce a însemnat acum creșteri față de acele perioade ale anului trecut, cel puțin din punct de vedere al energiei, au fost de 10% și acum au început să se mai domolească. Tot sunt mari, nu asta ar fi problema, așteptăm să se facă cumva și mai mici. Important e, zic eu, faptul că acum au crescut și cresc în continuare prețurile la alimente. Deci dacă până acum am avut o creștere accentuată a prețurilor la energie, alimentele tind cumva să ia fața și să vină mai sus decât celelalte creșteri. Și creșterea în luna iulie este de 11% acum. Atenție, cea mai mare din tot așa 40 și ceva de ani, dacă nu mă înșel, din 1979 încoace. Au mai crescut și am văzut la mașini second hand, costurile cu adăpostul, cum le zic americani, acel cost of shelter, respectiv tot ceea ce înseamnă cu locuința. Și aici intră costurile alea pe care le știm, întreținere și așa mai departe. Important, inflația de bază e tot acolo. 5,9, da, am văzut. O să mai comentăm mâine cu invitatul nostru și cu Fed și dăm detalii, dar vreau să-l întreb pe Marius ca să introducem așa. Marius, cum vezi tu prima scădere, iată, după mult timp? Cum vezi tu inflația asta galopantă și ușor, ușor să trecem la investiții dacă investești în Statele Unite? Da, cum să văd că, uite, Fed-ul nu prea a văzut-o bine și mereu ne-a spus că nu va fi tranzitorie. Acum, dacă nici Fed-ul n-a nimerit-o, eu ce să mai zic? Pe SUA nu prea investez, mai shortez indii sau iau long-uri. Sunt concentrat pe piața euro și pe companiile listate. Aha. Păi atunci să procedăm la piața euro și la companiile listate, pentru că ești un investitor, zic eu, cu experiență și un investitor potent, să spunem așa. Știu că ai participațiuni destul de importante în anumite companii și hai să dezbatem puțin subiectul ăsta, să vedem. Plecăm chiar de la asta. În ce ești investit acum, dacă ne poți spune? Am aceleași investiții ca și anul trecut în Norofert, în Bonas, Man Bicolaj, Appraisal Evaluation și Raico. Dar, în schimb, piața este la pământ acum, piața aero, față de acum un an, trebuie să recunoaștem. Și era un entuziasm foarte mare anul trecut. Crescuse, era vedeta, mulți au fost atrași, dar în 2000 am avut companii care erau subevaluate, au livrat ceea ce au promis, aveau de unde crește. În schimb, în anul trecut au venit foarte multe companii care, din punctul meu de vedere, nu aveau ce să caute pe bursă. Sunt companii care, este o companie care nu a avut profit vreodată, sunt companii nebancabile, companii care fliptau cu insolvența. Și lumea bine, nu asta, cu,
Asta cu încerc să te provoc acum să mă pun în partea cealaltă, deși de obicei eu sunt ăla care tot așa sunt băiatul rău, așa, Tiberiu e băiatul mai bun. Ce spune moderator, trebuie să moderezi. Da, spun, dar mă pun în locul antreprenorilor. Acum spuneai că nu n-au ce căuri, că n-au dat profit niciodată. Păi îi spun eu, uite, și noi analizăm companii din Statele Unite și sunt de la Uber la multe care n-au dat profit și s-au listat și la niște... De acord, de acord, sunt de acord cu tine. Mult mai mari ca pe Aero. Asta cum îți explici? Deci nu e un argument singular, okay, neapărat. Hai să ne uităm întâi la prospecte, cât s-a promis și cât s-a făcut. În SUA avem acel profit warning. Când vezi că nu poți să mai faci profitul, anunți piața. Orice declarație care duce în eroare investitorii. La noi nu e obligatorie treaba asta. La noi nu e, că asta spun, dacă vrei să cumpărăm cu SUA. La noi nu, la noi poți să dai într-o propagandă. Cred că propaganda rusă și a de aici metodele, pentru că avem toate companiile, aproape toate, comunică la modul pozitiv. Totul e ros, totul e bun. Când aveți 10 știri proaste și una bună, ghici pe care o dăm pe piață, pe aia bună. Când nu avem nicio știre bună, inventăm o știre, gen pe segmentul cocostârci verzi care stau într-un picior, am crescut cu 50%. În loc să taci din gură că știi că e foarte prost rezultatul, tu vii și duci investitorii în direcția greșită. Vrei să arăți că îți merge bine. După vin rezultatele financiare și împăratul e gol și o are și mică cifra de afaceri. Și după scade. Scade toată încrederea în bursă, vă scad și vouă view-urile, scade numărul de investitori, nu mai vin alte companii. Uite, aici ar trebui este, să trecă ecosistemul. Cred că aici cifrele, măcar unele... Oricine poate să promită orice într-un prospect. Nu are nicio valoare. Da. Cred că unele dintre ele... Marius, uite, unele dintre informații sau unele dintre cifrele pe care noi le dăm, să zic așa, vin în contra ceea ce ai spus tu și o să ne uităm imediat și pe o planșă pe care am pregătit-o, respectiv cu evoluția numărului de investitori la bursă în prima jumătate a anului, care este mai mare cu vreo 30% față de luna aprilie a acestui an. Dar spuneai de faptul că piața Aero este, mă rog, sau evoluția companiilor din piața Aero a fost negativă până acum. E clar, sunt unele care au scăzut destul de mult acolo, dar să nu uităm că Aero în sine este o piață a companiilor, hai să zic, nu neapărat startup, dar o piață a companiilor de creștere. Cifra de afaceri minimă a unei companii, dacă nu mă încerc, să se listeze pe piața Aero, este destul de mică. Sunt câteva sute de mii de euro ca să se încadreze aici. 250 de mii. Da. Deci, asta este o problemă. Este prea mică. Dar nu am problemă. De ce? Eu am 5% în 5 companii de pe Aero. Nu se pune problema să nu cred, dar îmi pare rău să văd cum se strică ecosistemul. Când vin anumite companii, anumite antreprenori și știți cum se fac cifrele acelea de estimări de profit, e cam bancul contabilul. Îl întreb pe contabil cât face 2 plus 2 și el spune cât vrei să facă. La fel și vine antreprenorul, vine brokerul, care e valoarea, hai să dăm estimarea de profit ca să fie cât de cât de valoarea realistă. Până la urmă, da, aici... Și nu se asumă absolut nimeni. Cu timpul astea se vor regla și se vor maturiza și antreprenorii, poate și brokerii care au luat o pauză, deși ai zice că sunt maturi. Să nu uităm că 10 ani au luat pauză și în afară de deschidere și de băut cafele n-au mai făcut nimic. Piața noastră a fost moartă de la criza precedentă până acum câțiva ani și noi am salutat aici listările astea, dar evident e un subiect și o... Și un întreg ecosistem nou, pentru că nu s-a mai întâlnit până acum să avem 20 de listări. Evident că pe lângă companii bune au venit și alte companii care probabil își doreau niște exituri sau și evaluările astea, evident, toți sunt vinovați. Dar până la urmă trebuie să acceptăm că asta e piața și eu am susținut întotdeauna. Prefer să am mai multe listări decât ar trebui, decât să am mai puține și să stăm iar 10 ani să nu se întâmple nimic. Tu ai sesizat bine pericolul. Ăsta e pericolul, ca în următorii ani să avem iar o pauză. Deși din ce vedem, din ce tatonăm și noi, ar fi mulți interesați, pentru că sunt și povești de succes, trebuie să recunoaștem că sunt și multe care sunt evident de evitat, dar acum pe de altă parte la ce scot companiile în față și Tiberiu știe foarte bine, noi analizăm aici și companiile mari de afară, ba își prezintă profitul net, ba își pun în față cifra de afaceri, ba operaționalul, ba că nu mai au datorii, ba fiecare arată, scoate în relief ce e mai bine în semestrul ăla sau în trimestrul ăla și până la urmă nu e de... Până la urmă
buba e că trebuie să avem, să ne maturizăm și să avem acea piață echilibrată și ca toți cei care, participanții la piață și responsabili și decidenții, să-și facă treaba cum trebuie. Aici e deja, pentru că implicăm și alte organisme și ele cred că sunt principalele vinovate, dincolo de, cum spuneai tu, antreprenori, broker, până la urmă, interesul lor a fost să le evalueze cât mai mult. Din păcate, e posibil să pierdem acei investitori care au intrat pe acele cifre, memorandumuri și au intrat pe maxime și sunt la minus mult acum. Asta e problema. Dar eu asta vreau să spun, că se știau din start că nu se vor face acele cifre. Sunt companii care au făcut plasamente pe final de an. Știau că nu vor face acele cifre. Au ratat cifre de profit îngrozitor de mult. Nu știau în octombrie, decembrie că nu vor face, ba știau foarte bine, dar asta vreau să spun. Oricine poate să scrie orice într-un prospect. Și-a dat cineva demisia că nu a făcut, s-a fost demis, s-a schimbat vreo lege, nu poți să pui orice într-un prospect. Păi și tu cum ai vedea o soluție acum pe moment? Adică o reglementare în ce sens? Ca să nu se mai întâmple adică, asta pentru... Eu dacă vreau să investesc ca business angels, angel investors, într-o companie și semnăm un contract de investiții, antreprenorul își asumă că face ceva cu banii aia. Dacă nu face, are o mare problemă. Poți să ceri bani înapoi, poți să dau un judecat. În schimb, dacă faci un prospect, vii pe bursă, condiții economice. Nici măcar n-am încercat să fac, n-am împrumutat compania elaltă, nici nu m-am apucat să... Am făcut imediat după ce am luat banii cu totul altceva față de ce am promis. Și asta se va vedea în credibilitatea bursei. Uh-huh. De asta nu mai să vorbim. Bun, aș zice totuși să nu generalizăm, pentru că spune foarte bine Cătălin, sunt multe povești de succes care s-au întâmplat și cu siguranță că or să treacă bine prin criza asta, pentru că trebuie să recunoaștem, este o criză. A fost COVID, acum avem război, e inflație, au crescut prețurile peste tot. Dar hai să vorbim concret totuși de cele câteva companii, 3-4 companii în care tu ești acționar, în care ai o pondere semnificativă, să zic, 5-6 sau poate chiar mai mult la sută. Și te-aș întreba aici, aș începe cu Bonas din Cluj, producătorul de lactate, da? Care am văzut că în ultima perioadă își caută o nouă conducere, nu? Un nou CEO, și aș vrea să te întreb dacă poți să ne dai aici mai multe detalii. Bună, s-a făcut un plasament în aprilie, unde a promis niște lucruri, că tot vorbeam de prospecte. S-au promis 20 de magazine în prospect, după listare a venit la voi în emisiune, 20 de magazine în București în 2021. Câte s-au făcut? Știți? Păi unul la Hala Obor s-a făcut sigur. Da, în 2021 trebuie. Zero. Bun. Să dau rezultatele financiare estimate, erau 2 milioane de lei profit. Cât s-a făcut profitul? 15.000 de lei. Puteam continua în această manieră? Nu puteam, cel puțin cu mine, nu puteam să continuăm în Consiliul de Administrație. Așa că vorba bancului, cu Bulă și cu Lumina, hai să ne organizăm puțin. Deci clar că Bonas avea nevoie de schimbare la care se lucrează. S-a schimbat CEO, de fapt, este un CEO interimar acum, este domnul Vasile. Se organizează interviuri, avem oameni din industrie, se mai caută și un director de vânzări. Bonas trebuie să facă niște lucruri care nu s-au făcut nici în trecut, în ultimii 30 de ani. Pentru că a fost o companie de familie, lucrurile mergeau într-un anumit mod. Acum, ca și compania listată, nu mai merg la fel. Și dacă vrei să crești, trebuie să crești pe baze solide. Dar eu te-aș întreba aici vis-a-vis de evoluția sectorului în care activează, pentru că știm foarte bine tot ceea ce înseamnă lactate, producători de iaurturi, lapte, unt și așa mai departe. Mare parte din piață este acoperită de către companiile mari, unii jucători străini care au posibilitatea să producă cumva mai ieftin și să aibă și niște prețuri de dumping, mă rog, dumping mai mici neapărat. Nu neapărat de dumping, astfel încât la un moment dat să poată să elimine și concurența, nu? Adică piața cum o vezi? Nu ne batem pe volume, să fie clar. Mergem pe calitate, pe magazine de proximitate, avem alte canale. Nu concurăm cu, nici nu prea suntem prezenți în hipermarket, o să facem private label cât de curând. Fiecare are nișa lui, pentru că nu găsești toate produsele. Calitatea este mult mai bună la Bonas față de cele de volume.
Trebuie lucrat mult, trebuie recuperat, mai ales ce pot vedea investitorii foarte ușor din afară sunt ambalajele acelea care sunt uitate în timp. Se lucrează, deși se spune că ardelenii se mișcă mai greu, chiar mă bucur că sunt foarte deschis la schimbare. Mă așteptam să fie o rezistență la schimbare și să miște mult mai greu, dar sunt discuții, lucrurile se mișcă, au început multe schimbări în interior. În curând o să vedeți și în exterior. Comunicarea cu investitorii ajutor și dumneavoastră a fost aproape zero. Acest lucru se va schimba. Spre deosebire de Norofert, care are în ultimul timp o comunicare la limita superioară, chiar câteodată prea mult comunică foarte bine. Dar am două întrebări aici, nu neapărat la Bona. S-a amintit de Consiliul de Administrație și una ar fi cum ajungi într-un Consiliu de Administrație și cum vezi mișcarea asta, că tot mai multe companii au început să-și facă Consiliul de Administrație. Într-o primă fază, CEO-ul sau antreprenorul sau majoritarul e și el membru sau președintele Consiliului de Administrație, dar ușor, eu cred că cel mai bine ar fi ca membrii Consiliului de Administrație, că sunt trei, după aia poate o să fie cinci când o să treacă pe piața principală, să fie din alte sectoare sau cu alte competențe, să nu fie aceeași persoană și în Consiliul de Administrație și în CEO. Și a doua întrebare, dar trebuie să răspunzi la asta, cum ai investit tu? Că acum mi-a venit ideea, ai investiții mari în câteva companii. Îți place riscul? Pentru că e un anume risc. Și cum evaluezi? Cum intri într-o companie? La ce te uiți? Că mă gândeam că poți să ai banii ăștia împărțiți pe 20 de companii și era un apetit la risc, să zicem, mai mic eventual sau îți mai diminuai din posibilul risc. Deci, ideal e ca într-o companie CEO și președintele Constanției să fie persoane diferite. La Norofer s-a dorit asta chiar de anul trecut, dar nu găsim persoana potrivită. Faptul că Vlad a renunțat la poziția de CEO arată că compania începe să maturizeze, volumul de muncă a crescut și este normal să fie o altă persoană. El rămâne în continuare în companie, ca și președintele Consiliului de Administrație, care are cea mai mare putere într-o companie, dar va avea mult timp pentru alte lucruri, pentru a dezvolta compania. Așa, și tu cum reușești să intri în Consiliul de Administrație, având acțiuni foarte multe, sau poți să intri, cum vezi tu treaba asta? Poate reprezentanți de la investitori poate să intre, se gândesc anumiți antreprenori la un reprezentant de la investitorii să țină cont de părerea lor și aici au fost și alte discuții referitoare, iată, la MAM Bricolaj, dar ajungem acolo. Deci cum vezi chestia asta cu reprezentarea investitorilor în Consiliul de Administrație? Poate să fie o idee? Din moment ce la noi pe aero investitorii au de retail, au 10%, mi se pare corect să aibă și un cuvânt de spus în Consiliul de Administrație. Eu nu m-am propus. De exemplu, la Norofert am avut discuții înainte de listare pentru a intra cu administrație, dar nu m-am considerat pregătit în acel moment de aia. Și cred că este un lucru bun, pentru că eu, chiar dacă sunt în Consiliul de Administrație, eu rămân investitor, pentru că nu mă interesează să cresc valoarea acțiunilor, nu mă interesează SOP-ul sau alte beneficii, că nu am nevoie. De acolo vine câștigul. Dacă e cineva mai pregătit decât mine, desigur, îi las locul, nu am nicio problemă, mă interesează să merg compania, nu să fie eu. Dar cum investești într-o companie? Că m-ai făcut curios, de ce bași 5, 6, 7% dintr-o dată sau într-o perioadă scurtă, cunoscând antreprenorul, business-ul? E un risc mare, mă gândesc. De ce nu ți-ai pune ouăle în mai multe coșuri? Chiar și din același sectoare, de exemplu. Așa am fost toată viața. Mi-au plăcut riscurile, în primul rând, că altfel nu ajungeam unde sunt dacă nu mi le luam. Iar cine a făcut randamente mari a făcut pe puține companii. Mie îmi plac companiile care au un potențial. Acum, dacă și le ating sau nu, asta rămâne de văzut. Dar e suficient să meargă una singură pentru a le scoate și pe celelalte. Cu siguranță. Și cam care ar fi orizontul de timp pe care îl urmărești? Hai să dăm așa, pentru că ai văzut și chiar vorbeam înainte, sunt unii dintre investitori care se panichează cum prețul scade, vinde în pierdere și cumpără când e pe maxim. Deci exact cum nu trebuie. Tu cam ce orizont ai așa? Cât urmărești să țin portofoliu acțiune? Nu am un orizont de timp, dar dacă mi se pare că m-am înșelat, și normal că mă voi înșela de multe ori, oricât ai învăța, ai studia,
ține și de noroc, de informațiile pe care le ai în acel moment. Noi ne-am luat informații din prospecte, din presă, dar în realitate compania poate să arate cu totul altceva. Orizontul meu ar fi 3-5 ani, să spunem. Dar depinde, dacă compania este bună, pot rămâne oricând. De exemplu, la Norofer nu am de gând să ies. Bun, dar hai să, hai să mergem mai departe. Scuză-mă, Tiberiu, ziceai că m-am informat, apropo de m-am bricolaj, da, a fost o poveste acolo și știu că ești investit și acolo și iată, până la urmă, vorba aia, ai avut un diferend cu acționarul majoritar, încheiat, cumva spuneai tu foarte frumos, cu pacea de la Ghencea, apropo de magazin, care, iată, dacă nu mă înșel, a trecut pe break-even, ceea ce e o performanță. Noi am vorbit de foarte multe ori cu domnul Găvan, chiar i-am propus să fac acea zi a investitorului și iată, a ținut cont. Pare rău că nu comunică foarte mult, deși și ei au marketing și publicitate, dar ar trebui să comunice și ei mai mult, pentru că au fost și acolo niște diferențe. Iată, apropo de numărul de magazine, ca la Bonas, nu? Până la urmă, iată, și aici... Am plecat la comunicarea, iarăși foarte roz, vis 3 magazine erau promise anul trecut în iunie, până s-a făcut 0. Asta am înțeles, ai război, condiții, dar nu am înțeles atunci acel dividend foarte mare. De peste 100% din moment ce prospect scria 30% maxim. Și mi-am exercitat și eu dreptul dat de cele 5% și am pus pe ordinea de zi un dividend mai mic. După au sărit și alții investitori să fie de acord cu mine, dar până la urmă am ajuns la o înțelegere. Până la urmă și eu vreau bine companiei, că nu sunt sadomaso să îmi bag banii și după aia să trătesc prețul acțiunii. Am făcut-o din dragoste, ca să zic așa, pentru a reinvesti profitul. Da, comunicarea este mult mai bună acum. Domnul Găvan pare că a înțeles și cum se vede din partea investitorilor, cum se văd anumite lucruri. Are un consiliu de administrație care mie mi-a plăcut și mă bucur că și au oameni buni. Și cred că rămân optimist legat de mă. Nu văd de ce nu aștept și pe termen. Eu aștept rezultatele, pentru că făcusem o emisiune la TV de curând cu el și era foarte optimist și părea că știe ce facem în perioada următoare, deci așteptăm cu interes. Te rog, Tiberiu, că vrei să intervii. Facem o pauză cu companiile astea. Dar să nu uităm că mai sunt niște companii și am întrebări pentru tine. Văd că și cei care ne urmăresc întreabă. Da, revin. Păi chiar vreau să mă leg de câteva întrebări care sunt adresate aici în cea, dar înainte hai să trecem o revistă și o informație importantă, zic eu, care a venit zilele astea ieri privind evoluția numărului investitorilor de la, sau numărul conturilor. Mă rog, în fine, aici urmează să vedem care este situația exactă. Deci e o diferență mare între ele, asta ca by the way, așa, că dacă sunt conturi e una, dacă sunt investitori cu totul alta. Da, exact. În fine, acum, importantă este creșterea de la un trimestru la altul. Cei, mă rog, 33% la finalul lunii iunie față de luna martie 2022. Deci la iunie avem în jur de 117.000 de investitori față de cei 88.000 cât erau la finalul lunii martie. Sunt curios de unde au venit și s-ar putea, zic eu, mă rog, am văzut că a mai apărut de fapt și explicația asta. O mare parte a conturilor care au fost acum deschise în perioada în trimestrul 2 s-ar putea cumva lega de faptul că au fost foarte multe titluri de stat care au intrat la tranzacționare și mulți investitori și-au deschis și cont de tranzacționare. O fi așa, nu o fi așa, nu știu, deocamdată aștept să vedem dacă sunt informații în sensul ăsta. Mari șanse să fie așa, pentru că nu știu cum ai, dacă tu vezi investiții care să se vadă pe bursă și acțiuni cumpărate. Eu n-am prea văzut perioada asta, deci ori și-au deschis contul și nu le-au alimentat, da. O explicație mai fi și faptul că, da, exact legat de socoteală și de un mod de raportare, am înțeles, care este schimbat acum față de cum a fost în perioada precedentă și acum se numără altfel și de-aia presupun că au dat, mă rog, un număr mai mare, mult mai mare de fapt, pentru că creșterea asta care se vede acum pe grafic, graficul de jos, e un spike practic și dacă e să ne gândim la situația care a fost în al doilea trimestru, nu știu dacă ar fi neapărat ăsta motivul principal. Am avut volatilitate, multe acțiuni au scăzut, nu știu dacă au fost chiar atât de mulți
să zic, investitori dornici să-și deschidă conturi și să speculeze tot ceea ce s-a întâmplat acum. S-ar putea să vină din partea asta de titluri de stat. Da. Marius, tu cum vezi? Lichiditatea contează până la urmă și care este joasă. Și din moment ce avem atâția investitori care investesc pe afară, în cripto, încă bursa e departe rău de tot. Și o să vedeți că mulți nu vor să mai audă de bursa noastră. Asta se vede, poate se vede și la voi în audiențe, nu știu, nu m-am uitat, dar în ziarul financiar, la câți cititori sunt discuții de pe Facebook, pe grupuri, nu prea se mai discută, nu mai este un subiect la modă, lumea s-a cam săturat. Și e păcat. Am pierdut un moment de creștere bun. Da, să nu uităm totuși și contextul, că e totuși război, inflație galopantă, dobânzi și vacanță totuși, să nu uităm. Începusem să scădem înainte de război, da, oricum. Bine, asta e și un context, adică nu e. Dar chiar să nu uităm așa... totuși că scăderile care au fost înregistrate pe piața de la noi sunt incomparabil mai mici față de ceea ce s-a întâmplat afară. Adică BET-ul are câteva procente cu minus de la începutul anului. Dacă e să ne uităm, da. Dacă ne uităm la BTNG, exact, asta e ideea. Adică depinde și ce tipuri de companii are fiecare în portofoliu. Dacă ponderea a fost mai mare pe companiile de creștere de tip din piața aero, bineînțeles că acum corecțiile au fost mai mari. Dar dacă expunerea a fost, mă rog, mai mare pe piața principală, s-ar putea ca acel minus să nu fie totuși chiar atât de mare. Mă rog, unele companii chiar au evoluat pozitiv de la începutul anului. Trebuie să recunoaște treaba asta. E un adevăr, adică nu e nimic. Eu nu am ceva pe bursă, pe piața reglementată. Companii stabile cresc an de an, companii serioase care se țin de promisiuni sau măcar încearcă. Eu vorbeam de momentul aero care a fost ratat și au venit unii care au profitat de ce au construit. Urmează să vedem. Eu zic că urmează să vedem dacă e așa. Hai să schimbăm puțin sectorul și să iau o întrebare din partea celor care ne urmăresc, pentru că este vorba de o altă companie pe care tu, Marius, o ai în portofoliu și este vorba de Raico. Raico, care la fel, ei nu prea comunică, aproape mai deloc. Au fost la noi în emisiune cu ceva timp în urmă și uite, aici avem o întrebare: dacă tu ai vândut o parte din deținerea pe care o ai. Am vândut acum multe luni și nu am vândut pe primele luni de la listare, când s-a făcut de 5 ori compania, prețul acțiunii. Nu am profitat de acel moment. Am dat, dar am dat cam jumătate din deținere, n-am mai vândut de mult. Cineva vinde acum în piață și vinde prost că nu e lichiditate. Din punctul meu de vedere, putea să aștepte încă o raportare, că urmează și poate rădea mai bine. Dar am văzut că și acolo a fost un diferent, nu? Între Consiliul de Administrație și CEO. Dacă nu mă înșel, și CEO a fost schimbat, nu? Nu știu prea multe acolo, dar nu are Consiliul de Administrație. Asta știu sigur, este un administrator unic. Sau din administrator, mă rog, da. Nu Consiliul de Administrație. Da. În fine. Bun, hai, deci altă companie, APP, ziceai că mai ai, nu? Nici nu sunt în Consiliul de Administrație nici aici și nici la MAN. Nu mai înjura să fii la toate sunt acolo. Administrație. Da, așteptam să vedem raportările și ce face. N-am mai văzut nimic nou. Știu că sunt câștigate niște contracte, trebuiau să încaseze ceva bani, dar rămâne de văzut. Și este o companie zicea... care putea să crească mult, dar vedem. Tu, având răbdare, e logic și fiind investit, e normal că o să aștepți. Și mie nu e de scăderile astea. Acum să mă întrebe cineva că vin și mă oftic. Eu chiar o să mai cumpăr, dacă mai pică anumite companii. O să vedeți, o să raportez. Normal că ești puțin supărat și tu, că fiind investit mult și scăzând cotația mult, ai pierdut o grămadă de bani. Teoretic, nemarcați. Eu nu aveam de gând să ies. Cu siguranță, da. Nici n-ai motive de bucurie, dar ai niște poziții care sunt părerile tale și le consider un pic radicale, așa, având în vedere contextul general, dar îți dau dreptate multe privințe, dar nu uita că ne vom maturiza cu toții. Și noi ca investitori, și antreprenorii, și conducerea executivă, și conducerea administrativă, și mai ales bursa trebuie să facă pași în continuare. Iată, până la urmă, aici batem pasul pe loc cu contrapartea centrală și cu alte... Asta era foarte important, piața asta, să avem o piață a derivatelor, pentru că ne puteam proteja în condițiile astea de scădere, în contextul în care rămâneam investiți, să spunem, pe acțiuni, da?
ceea ce era foarte bine și creștea și lichiditatea. Acum nu sunt convins că o să crească prea mult dacă o să fie derivate, pentru că mie că cei care n-au avut răbdare să stea în acțiuni, mie că o să se părlească, să spunem, în derivate. Dar asta e partea a doua. E o discuție aici și... derivate, că știu că sunt niște cerințe pe care pot identifica, sunt pentru profesionali sau profesioniști. Cu siguranță, dar altă întrebare voiam să spun. Deci tu crezi că piața asta există riscul, da, există riscul să nu se mai listeze noi companii sau să nu, mai ales să nu mai avem noi investitori? Pentru că cei care au pierdut s-au săturat, s-au mutat afară sau nu mai sunt interesați. Dar eu cred că noile companii care se vor lista vor vedea, au deja experiența celor care s-au listat, văd ce s-a întâmplat în piață și cu siguranță cred că evaluările vor fi cumva mai corecte sau comunicarea va fi mult mai bună și businessurile vor fi mult mai auditate, vor fi cu toate temele făcute, asta vreau să spun. Clar, învățăm toți, am început până acum, avem bursă cu adevărat, am mai spus-o, dar a fost o lecție dureroasă pentru investitorii mici, că ei ți-au frică cel mai tare, bazat numai pe comunicare, pe prospecte care nu erau prea pricepuți să-și face calcule, nu știau la ce risc să-i expun, nu au răbdare. Și eu cred că riscul cel mai mare de acum începe, pentru că nu am avut o criză. Companiile acelea au bani strânse în plasament. Banii strânși în plasament. Când vor rămâne fără ei, o să fie probleme. Sigur, se vom vedea insolvențe pe aia. Posibil, da. Dar cu criza n-aș băga mâna în foc acum, că va fi o criză în adevăratul sens al cuvântului, deși poate anumiți indicatori... Nu va fi acum, dar să ne uităm că unele nu se facă profit nici pe când era bărtea de bani în piață. Vor face în criză? Probabil că banii ăia strânși de la investitori îi vor folosi cu cap acum în criză. Mai știi? Nu știi. N-ai de unde să știi. Da. Uite, avem și o confirmare. Trag un semnal de alarmă. Cum am lăudat cu siguranță, așa și l-am perceput. Am și dreptul să o critic. Cu siguranță și... E foarte bine. Unde critica este constructivă, e și bine primită, de fapt. Asta ar trebui să fie concluzia. Și chiar avem un răspuns din partea celor care ne urmăresc și ne confirmă cumva faptul că numărul investitorilor sau creșterea vine și din cei care au investit în titluri de stat, pentru că el zice că și-a deschis cont de tranzacționare doar pentru titlurile de stat și bineînțeles că el sunt mulți alții care au făcut treaba asta. Dar asta e foarte bine și până la urmă lichiditatea bursei constă și în lichiditatea obligațiunilor și a titlurilor de stat și a celorlalte instrumente, deci până la urmă asta înseamnă bursă, da? Deci nu doar acțiuni. Marius, te-aș întreba dacă pe lângă piața euro, pentru că vrem să trecem și la piața principală, să ne uităm repede peste niște rezultate, ai investiții aici în piața principală? Am niște obligații. Ca bani. Ok. Deci acțiuni... Nu vedeți niște întrebări dacă... Da, o să le... Răspund eu sau... O să le luăm. În mare parte unele au fost atinse. Dintre ele sunt foarte multe comentarii și lumea rezonează, să zic așa, cu unele dintre răspunsurile pe care tu le-ai dat vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă evoluția companiilor de pe aer, legătura dintre investitori, antreprenori și așa mai departe. Hai să ne uităm și peste rezultatele celor de la Arro, că tocmai astăzi au venit, și să vorbim puțin despre ele, ca să punem și planșa. Alro, știm foarte bine că în ultima perioadă a trecut prin niște situații destul de dificile și am zis eu numai în papucii conducătorilor de acolo să nu fii, mai ales în perioada asta, mă rog, și în ultimele luni de zile. Dincolo de rezultatele care, mă rog, by the way, sunt în creștere față de aceeași perioadă anului trecut, o creștere mică, dar totuși sunt în creștere, arată bine totuși partea de vânzări plus 40%, avem profit operațional în creștere, avem și profit net față de pierdere în aceeași perioadă anului trecut. Zic eu că altele sunt problemele la Arro și m-am uitat pe comunicatul lor. Una sau cea mai importantă dintre probleme, bineînțeles că este partea de prețuri, prețurile la energie electrică și la gaze naturale, care au crescut de multe ori față de aceeași perioadă anului trecut. Pe lângă asta mai avem și prețul certificatelor de emisie, cele CO2, care
chiar ei scriau, au crescut de la 25 de euro la sfârșitul anului 2020 până la peste 90 de euro prețul în prezent. Și face ca unele dintre, mă rog, produsele pe care le face Arlo, unele dintre ele să nu aibă sens din punct de vedere economic. Și aici avem un exemplu, alumina produsă de Alum Tulcea ajunge la un cost de 900 de dolari pe tonă. Atenție, în timp ce prețul aluminei pe piețele internaționale este în jur de 500 de dolari pe tonă. Deci diferența asta de aici cumva nu are sens și ar marca o pierdere pentru ei. Mai mult de atât, am văzut că Alro a redus producția de aluminiu primar cu 60%, a închis 3 hale și Alum Tulcea și-a revizuit cumva programul de producție. Aici am văzut că a decis suspendarea temporară a operațiunilor, începând chiar cu luna asta, august acum, pentru o perioadă de aproape un an jumate de acum încolo. Deci și-au declarat că or să rea operațiunile doar dacă condițiile economice or să permită treaba asta, bineînțeles, astfel încât activitatea să fie una profitabilă și să aibă sens din punct de vedere economic. Partea bună, în schimb, este că prețul aluminiului în prima jumătate a anului a fost undeva peste 3.000 de dolari pe tonă, cu aproape 37% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Încă o dată, Alro, mă rog, o să ne uităm imediat și pe grafic. Din păcate, prețul cotației a scăzut mult, foarte mult. De la începutul anului, mi se pare că are un minus în jur de 50%. Nu știu ce s-a întâmplat în anterior, dar o să ne uităm imediat. În concluzie, aș putea spune că Alro este din nou prinsă, ca să zic așa, între ciocan și nicovală. Prețurile energiei sunt foarte mari și prohibitive cumva și nu prea îi permit să fie foarte profitabilă în condițiile astea. Da, din păcate pentru investitorii cotația e la minim și iată, mă uit pe ultimii 12-13 ani, e un range aici, asta vreau să arăt, că e o zonă aici la 1 leu, 1 leu 50 și maxim 3-4 lei, să spunem așa, cam așa se vede foarte clar, multianual, dar ce s-a întâmplat în ultimul timp e dureros pentru cei care sunt investiți sau care au cumpărat mai sus, pentru că iată, crescuse anul trecut, revenise din zona asta de minime și iarăși s-a dus în cap și e la 1.32, foarte jos. Risk reward-ul e foarte bun dacă ai încredere și peste câțiva ani cotația va reveni. E clar că aici e momentul de cumpărat, dar pe de altă parte trebuie să ai și bani și eventual să faci un DCA pe scădere, mai ales, nu știu ce să spun, dar nu arată bine. Pare că încearcă să revină iar, trebuie să treacă de 1.5 ca să aibă iar perspective, dar nu arată bine deloc și are legătură cu tot ce ai spus tu și e un context de împrejurări și la Alro cred că totuși evoluția ar fi putut fi alta, să nu uităm că totuși prețul aluminiului a crescut și doar din cauza asta a crescut cotația Alro. În rest, problemele astea cu energia pe care le-au avut ei i-a ținut pe loc. Foarte exact, mulți. Da. Situații complexe aici la Alro. Mm-hmm. O acțiune greu de interpretat. În primul rând, cine se gândește cumva să intre sau, mă rog, cei care sunt aici. Mai degrabă contextul și industria în care activează, piața ar fi de desfacere, pentru că ei, mă rog, aluminiu este folosit în tot ce înseamnă industria aeronautică, auto și așa mai departe, dar contextul economic pune cumva frână dezvoltării profitabile a companiei de aici încolo. Și cum spune cineva, pot fi scoși din indicele BET, e foarte posibil și lucrul ăsta. Chiar mă aștept la niște schimbări și în cadrul indicelui BET în trimestrele următoare. Și poate de ce nu să vină companii din alt sector, de exemplu cel imobiliar, altă companie pe lângă One. De ce nu Impact? Mă gândesc la un moment dat. Da. Este foarte greu să faci industrie în România. Ne uităm la Arlo Slatina, ok, avem port, să încărcăm, avem autostradă, avem gaze ieftine. Care e avantajul competitiv are în acest moment? Da, mă rog, vom vedea ce se va întâmpla pe nu avem industrie, trebuie transportat, este greu. Uh-huh. Hai să ne uităm repede și pe cea de-a doua companie pe care am pregătit-o, respectiv Transylvania Broker. Cu totul alte perspective, nu aici, și cu totul alte. Exact, resultate. Exact. Mă rog, o companie din punct de vedere al capitalizării de 10 ori mai mică, dar nu asta este, că nu așa facem comparația, două sectoare diferite, o companie mult mai tânără față de Alro, care este o companie mult mai veche, dar uitându-ne pe cifre,
la Transilvania Broker avem o creștere a volumului de prime intermediate cu aproape 74% în prima jumătate a anului față de 2021, un comision de intermediere, atenție, de aproape 17% pe care l-au cei de la Transilvania Broker, deci sănătos, foarte sănătos, ceea ce a condus la majorarea cifrei de afaceri cu 60%, profitul net e cel în creștere, 7,8 milioane, de 2,3 ori mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. Marja din exploatare aproape 12%, scuze, în creștere de la 9% cât a fost în aceeași perioadă a anului trecut. Din punct de vedere, să zic așa, operațional și pe ce tipuri de asigurări au crescut, cam toate dintre ele am văzut că au avut creșteri, unele mai mici, altele mai mari. Numărul polițelor RCA sau pe segmentul RCA aproape că s-au dublat, pe casco o creștere de 12%. Deci cumva Transilvania Broker a beneficiat de tot ceea ce înseamnă situația din piața asigurărilor. Știm foarte bine ce s-a întâmplat și cu cel mai mare asigurator pe RCA, că mă rog, nu mai este acum, a intrat în faliment. În primăvară, în AGA din primăvară, s-a hotărât și distribuirea unor dividende, 7,5 milioane de lei, o creștere semnificativă, vreo 74% față de aceeași perioadă anului trecut. Transilvania Broker are și un provizion care am văzut că s-a menținut în continuare în cifrele și în rapoartele companiei de acum, care are, mă rog, o legătură cu Asirom, cu Vienna Insurance Group, cam 1,2 milioane de lei a estimat compania că o să fie, mă rog, plățile. Vom vedea când se va încheia asta. Mă rog, una peste alta, o companie care beneficiază de evoluția din sectorul pieței de asigurări. Rezultate bune acum. Cum arată graficul? Mă arată foarte bine, mai ales luat așa în ultimii ani. Are o creștere extraordinară în ultimii 3 ani, 3 ani și jumătate. Iată, de la practic de la 5 lei s-a dus la 23-24 de lei. Dar ce vreau să remarc, a fost căderea asta, da, de anul ăsta, da, cu războiul și, mă rog, din maximele de anul trecut era undeva 24 de lei, s-a dus până la 12 lei, dar revine. Și ce vreau să remarc, că tatonează iar cu o zonă de rezistență foarte importantă aici. Dacă schimbă iar prefixul și trece de 20 de lei, perspectivele sunt bune. Să nu uităm totuși 23,8 și e la 19,3. Acum, față de maxime, stă mult mai bine ca altele și iată e susținută și de context și de rezultatele de care amintea Tiberiu. Acum, suportul important e la 16,5 aici, zona asta. Deci, atât cât se menține în acest palier, poate de ce nu e de acumulat, urmând ca odată cu trecerea peste rezistență să aibă un nou ciclu de creștere, deși dacă vor urma scăderi pe bursă, iată cum se pare sau cum spun unii, e posibil să scadă și ea, dar foarte important suportul ăsta. Deci cam asta e o evoluție. Cătălin, uite, înainte să-l mai întrebăm pe Marius ceva. Cauza City Insurance, când a fost panica aceea. Exact, exact. Viață. Da, 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 mă rog, cred că ulterior lucrurile s-au mai așezat și Transilvania Broker a beneficiat cumva și de situația de acolo. Dar acum, înainte să mai discutăm cu Marius puțin, avem pe cineva care este interesat, Cătălin, dacă ești investit în Simtel. O întrebare, mă rog, care ți este adresată direct, dacă poți să le spui sau nu. În general, noi evităm să spunem în ce suntem investiți pentru a nu fi considerat subiectiv și eu cel puțin încerc să fiu cât mai obiectiv și în analize și fundamental și mai ales tehnic, de-aia evit să, că după aia se interpretează, e investit acolo și are interes. De asta tot încerc să nu, sunt investit în multe, în general 15-20 de companii, le țin, nu pot să spun decât că îmi place foarte mult Simtel, da? Deci deduceți voi dacă... Da. Sunt sau nu investiți. Cum? Și mie, dar este foarte scumpă. Știi cum e? Companiile bune tot timpul sunt scumpe, nu scade deloc, nu observ. Nu? Companiile mai slabe sunt și mai ieftine. Acum depinde de context și de asta. Într-adevăr, e momentul lor acum, nu? Și de-aia probabil e și scumpă, dar vom vedea la rezultate. Îi vom avea pe toți invitați aici, vă spunem de pe acum și vom comenta cu ei și vom discuta, vedem ce perspective sunt. Uite, o întrebare pe care vreau să o adresez lui Marius, legată, mă rog, tangențial de o întrebare din chat.
Care companie crezi tu, Marius, în situația de acum sau, mă rog, în perspectivă, ar putea avea potențial să treacă pe piața principală din Aero? Știm câteva care au declarat treaba asta, dar pe care altele dintre ele le vezi așa candidate? Nu, să treacă oricând, dacă ar dori. Trebuie să facem RFS-ul, ne-am întărit departamentul contabil și acum facem niște simulări să vedem cum arătăm. Că, știți, pot fi diferențe mari între cele două sisteme de contabilitate și trebuie să ai 3 ani de RFS. Safetec a anunțat că va trece, Simtel iarăși ar putea trece oricând și iar dovadă că este de demanar. Cu siguranță ar veni și alți investitori mari. Agobs, Transilvania. Da, trebuia să fie din prima, dar acolo. Tocmai din motive de IFRS și de grup. În fine, vorbeai de obligațiuni, că ai niște obligațiuni. Tiberiu, avem o știre despre Ascendia, am văzut, cu o nouă emisiune de obligațiuni la 10%, dacă nu mă înșel. O să discutăm și cu Cosmin Mălureanu când va fi invitat aici. Sigur că da. Dezvoltatorul local de software pentru industria de e-learning are de gând să atragă 1 milion de lei, bineînțeles, pentru o emisiune de obligațiuni. Va fi un plasament privat, va începe în a doua jumătate a lunii august, maturitatea 5 ani de zile, cuponul 10% anual, exact ceea ce spuneai și tu. Valoarea ofertei va fi puțin peste 1 milion de lei, cu posibilitatea suplimentării până la 4,7 milioane de lei. Aici, în funcție de, mă rog, de cum va decurge, de apetitul investitorilor și important de precizat că investitorii care vor subscrie în cadrul ofertei vor beneficia suplimentar cuponului de un preț de ofertă redus de 95 de lei pe obligațiune, ceea ce înseamnă un 5% din valoarea nominală a obligațiunii. Lucru care, mă rog, este o altă emisiune de obligațiuni ale celor de la Ascendia după ce au făcut acum câțiva ani și au închis-o anul ăsta, mă rog, la termen și au respectat cumva obligațiile față de cei care au împrumutat compania. Suntem la final, Marius, și vreau să tragem concluziile dincolo de ce ai spus, dacă mai e ceva de comunicat. Eu aș fi interesat până la urmă cum vezi tu perioada următoare din punct de vedere al evoluției. Am văzut că au fost și multe din piața Aero sunt la scăderi foarte mari față de maxime, multe sunt sub prețul din plasament, exact ce spuneai tu. Cum vezi perioada următoare din punct de vedere al evoluției? Evident, ne vom uita la rezultate, dar cât vor conta rezultatele astea? Pentru că am văzut că de multe ori nu prea mai contează dacă sentimentul e negativ sau din potrivă, nici când sentimentul e pozitiv nu prea contează rezultate mai puțin bune. De credibilitatea și numai dacă te-ai prit o dată cu ciorbă, sufli și neaurt. De asta nu mai cresc unele. Mi-aș dori ca investitorii de retail să fie mult mai uniți, pentru că au invitat ția bani și nu, nici măcar nu sunt o voce. Se fac agauri în format fizic cu unul sau doi investitori. Dacă îi inviți la bere, vin mai mulți decât la agă. Păi acum există posibilitatea votului online, nu? Deci avem... Deci acolo nu sunt activ și nici câte am văzut eu. Nu știu, pare că lumea sunt interesați. Da. Iar în privința comunicării, cum vezi? Ușor văd că criticai modul ăsta de lipsa comunicării, dar ușor văd că și antreprenorii și restul decidenților și-au dat seama că e bună o comunicare și iată, chiar o comunicare a unor situații dificile în cadrul companiei, eu spun că dă bine în fața investitorilor și poate să avem acele guidance-uri de care vorbeai și tu la început, cum sunt în Statele Unite și dacă se întâmplă ceva, investitorii să fie preveniți înaintea rezultatelor că s-a schimbat schimbarea, ca să numim. Nu știu, dar acea comunicare de elemente negative vine în reportarea financiară, de obicei. Aș vrea să fie comunicare, să nu mai fie propagandă, să fie prezentată realitatea. Bursa înseamnă un risc calculat. Vrem să știm cum ne calculăm acele risc. Dacă ne se dau numai hiperbole, metafore, totul e roz, noi nu putem calcula acel risc. Te duci în eroare. Asta trebuie să învețe. La noi s-a împărmătănit termenul ăsta, comunicare înseamnă să comunici numai de bine, să arăți ce frumos e și totul, ceea ce este foarte greșit. Și nu are cum să mai aibă pe termen lung. O să vedeți la noroc. Cred că
La Norofer, de exemplu, nu o să mai vedeți acest lucru și cred că ați observat. Chiar mi-am luat un departament de IR, de relații cu investitori interni. Comunică 4 persoane la Norofer, în mod public. Am făcut o agă la Iași, în provincie, fiind companie din București. Urmează o agă la Cluj în toamna aceasta. Mi-aș dori să vedem mai multe companii care comunică în acest mod. Cu siguranță și noi ne-am dorit treaba asta și cei mai mulți dintre investitori și-ar dori treaba asta. Și cred că o să se întâmple ușor, ușor, pentru că lucrurile se pun la punct și eu sper că ne vom maturiza cu toții. Îți mulțumim mult, Marius, și te mai așteptăm și cu altă ocazie. Sperăm să trecem peste perioada asta, să te vedem mai optimist așa la întâlnirea următoare. Mulțumim! Sunt poate cel mai optimist de pe aer. Da, cu siguranță. Având în vedere cât de investiți sunt. Cu siguranță. Bun, încheiem aici ediția de astăzi. Vă așteptăm mâine. Până atunci, o seară plăcută și, evident, profitabilă, vă dorim. La revedere! La revedere.